Bun găsit la Meditații pentru Părinți, sunt Adriana. Invitatul meu de astăzi este domnul dr. Șerban Damian, nutriționist sportiv, iar tema propusă, cum să ne menținem sănătoși prin sport de data aceasta. Bine ați venit! Bine m-am găsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Eu mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea. Cât de cât CV-ul dumneavoastră a fost făcut de către colega mea, Monica Popescu, dar am să vă rog să spuneți prin viu grai celor care ne ascultă, unde ați fost de curând, ce tip de sport faceți și ce înseamnă nutriționism sportiv, pentru că știu și din propria experiență și din lecturi că e diferit de nutriționismul, să zicem, de zi cu zi, în care suntem obligați să mâncăm trei babe de orez și două frunze de salate. Nu neapărat. Noi, practic, baza pornește de la nutriția omului obișnuit. Diferența este aceeași ca între viața unui om obișnuit și viața unui sportiv de performanță. Deci, practic, nutriția este dusă la un alt nivel. Ca să vă spun câteva vorbe despre mine, eu sunt la bază medic de familie, am terminat medicina în România, apoi am făcut o specializare la Comitetul Olimpic Internațional și mi-am luat această diplomă în nutriție sportivă. Este o specializare mai aparte, este un program dedicat medicilor din toată lumea. Practic, în momentul de față, mă ocup cu tot ce înseamnă consiliere pe probleme de nutriție, atât pentru oameni obișnuiți, să spunem, exact, cât și pentru sportivi de performanță. În afară de asta, sunt președintele unui club de alergători, pasiunea mea fiind alergatul. O să vă rog să spuneți clubul, site-ul clubului, okay, ca să putem să-i punem în legătură pe cei care ne ascultă cu dumneavoastră și cu ceea ce faceți. Este vorba de Rock Club Maraton, este cel mai mare club al alergătorilor amatori din România, club de maratoniști, avem 250 de membri, site-ul nostru este maraton.info.ro. Și este deschis oricui dorește să ni se alăture, nu contează că are sau nu performanțe de vreun fel, dacă a alergat sau nu maraton. Eu însă sunt alergător de maraton la nivel de amator, deci nu am vreo performanță deosebită decât aceea că am reușit să fac această schimbare în viața mea, să trec așa razant pe lângă riscul de a deveni un sedentar, poate și obez, poate și cine știe cu ce tulburări medicale, afecțiuni medicale, și să încerc să rămân persoana activă, pentru că maratonul are un mare avantaj, faptul că îți dă o motivație foarte clară, îți dă niște repere foarte clare în viața ta, adică în momentul în care ți-ai propus să alergi un maraton și ți l-ai stabilit că l-ai peste 5 luni, din momentul ăla viața ta se aliniază cu acest obiectiv și vrând nevrând, dar de fapt vrând, încep și te antrenezi în mod constant, pentru că altfel nu ai cum să termini un maraton. Asta s-a întâmplat și cu dumneavoastră? Ați căpătat pasiune pentru maraton și viața s-a echilibrat? Sau din faptul că în mod academic v-ați însușit anumite informații despre sănătate, v-a determinat să aveți o viață nu sedentară, cum a zis, am trecut razant pe lângă sedentarism, ci o viață activă și sportivă a unui om obișnuit care aleargă maraton la categorie de neprofesioniști, să zicem, dar aleargă maraton. Practic, sport am făcut dintotdeauna, dar cu tot felul de pauze dictate de momente din viața mea, de genul facultate, când nu prea mai aveam timp și așa mai departe, dar în ultima perioadă făceam fitness. Și întâmplarea face că, lucrând în presă și în presă, ca pe lângă altele, am fost împreună cu un prieten la un concurs în Germania, un concurs de Ironman. Ironman este un triatlon deosebit, deci practic se înoată 3,8 km, apoi se merge pe bicicletă 180 de km și la sfârșit se face maraton, adică 40 de km. În fine, e o probă extrem de intensă, dificilă. Cât ceva... Ține? Să zicem, profesioniștii termină undeva la 7-8 ore, amatorii se duc și la 14 ore, deci e o chestie enormă. În momentul respectiv eu nu aveam tangență cu sporturile de anduranță, mă duceam la sală, făceam alte lucruri, însă când am avut contact jurnalistic cu această probă și am văzut acolo oameni de 70 de ani care termină astfel de concurs, am fost pur și simplu tulburat, adică s-a produs în mintea mea un declic și am zis că trebuie să încerc și eu. Bineînțeles, nu m-am gândit la nivelul acela, însă m-am apucat de alergare. Unde alergați? În Parcul Iore, Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
e foarte aproape, mai merg și în Herăstrău, la țară, când mai merg vara pe șosele. Și deci așa vă antrenați pur și simplu în spații, să zicem, neconvenționale, că nu sunt spații... Din nefericire, în București și în România nu există acele spații convenționale, să zicem, piste de alergare. Există, spre exemplu, în stadionul 23 există. Există, însă accesul publicului este foarte dificil, vă spun... Nu. Eu fac acolo alergare, da? Și accesul publicului nu este dificil. Nu mai este dificil. E ceva mai nou. Că e ceva nou. Când m-am apucat eu de alergare și iarna vreau să merg acolo, aveam mari probleme în a pătrunde. Nu mai există acele probleme. Bună. Da, nu mai sunt probleme. Vă spun că fac lucrul ăsta de 4 sau 5 luni și nu am avut probleme. Avem acces la absolut orice oră, în mod evident, atunci când sportivii echipei naționale atletism se antrenează, își păstrează culoarele lor, iar noi, neprofesioniștii, asta ne târâm să amânăm. Este o veste foarte bună, pentru că în urmă cu 3-4 ani, știu, spunem, nu se putea. Se putea pur și simplu. Și atunci mergeam și acum merg iarna și alerg în parc, dar pentru că pe bandă nu îmi place, nu se poate face un antrenament ca lumea pentru maraton, cel puțin. E plictiseală și monotonie cât cuprinde. E adevărat. Și pista asta de alergare de la 23, o pistă mică și te saturi la un moment dat să dai numărul de piste. Avantajul e că se pot face antrenamente de intensitate acolo, intervale, adevărat. Și este un lucru bun, mai protejezi un pic și articulațiile. Cu siguranță, da. Bun, deci așa v-ați apucat de, să zicem, sportul acesta. Mie îmi place foarte mult orice sport care include alergare. Nu am ajuns niciodată la maraton. Mi-am propus ca la anul să mă înscriu la un semi-maraton care se organizează în București. Pentru că, așa cum ați zis, e nevoie de un scop, pentru că acel scop îți menține viu interesul pentru a te antrena. Domnul dr. Șerban Damian, medic nutriționist, este astăzi alături de mine și ne vorbește despre cum am putea să ne menținem sănătoși prin sport. Ascultătorii noștri sunt în general părinți, părinți de copii mici cu părinți de copii mari. Aș vrea să le vorbiți despre sport, din perspectiva medicului, din perspectiva nutriționistului și din perspectiva celui care face sport. Și aș mai adăuga și din perspectiva tatălui, că și am copii mici. Să vă trăiască, perfect! Sportul este esențial pentru dezvoltarea copiilor. Este o componentă de care nu ar trebui să-i lipsim pe cei mici și, bineînțeles, nici pe noi cei mari, și da. Orice vârstă. Este practic singura cale prin care organismul nostru are șansa să-și atingă potențialul maxim de funcționare. Altfel funcționăm la un nivel mediu sau foarte prost, adică putem să ajungem să funcționăm la un randament 10% față de ce suntem noi construiți. Să spunem că dacă o respectăm acea indicație generală de 30 de minute de mișcare pe zi, avem șansa să funcționăm normal, să ne păstrăm starea de sănătate. Însă, pentru a ajunge să ne folosim corpul la capacitatea lui maximă, trebuie să facem sport. Asta înseamnă intensitate și volum în privința efortului. Și ce înseamnă intensitate și volum pentru, să zicem, un om normal și apoi trecem la copii? Înseamnă minim 150 de minute de efort de intensitate medie. Ca să vorbim pe zi? Așa, nu pe zi, pe săptămână. Okay. Ar fi prea mult. La 150 de minute pe zi fac sportivii de performanță. Ce înseamnă efort de intensitate medie? Înseamnă, de exemplu, alergare într-un ritm în care poți să vorbești cu propoziții scurte. Deci o viteză care nu-ți aduce inima în gât să nu poți să mai respiri și așa, dar nici plimbare. Undeva un ritm susținut. Să zicem, pentru un alergător mediu poate să însemne 10, 12, 14 km pe oră. Cam asta e o viteză medie. Potrivită, da. Unde performerii se duc mult mai sus, spre 15-18 km la oră, iar un ritm de plimbare înseamnă 6-7 km la oră. Deci să dublăm ritmul de plimbare în așa fel exact. Încât să ne dăm seama cam cât asta ar trebui ca să ne referim doar la alergare. Dar există o mare varietate de sporturi pe care le putem practica fără să fie nevoie de abilități particulare. De exemplu, mersul pe bicicletă, patinajul, care e acum un sport
de e de sezon, da. Schiul. Schiul, exact. Apoi sunt sporturile de echipă. Pentru copii sunt extraordinare. Le dezvoltă și multe alte abilități decât simpla, simplă între ghilimele, dezvoltare fizică, capacitatea de a relaționa cu ceilalți, de a gândi în echipă, de a coopera, exact. Deci un sport, fotbalul care este popular, handbal, basket, volei, orice. Apoi sunt sporturile individuale de luptă, karate, judo și alte derivate din arte marțiale, care iarăși sunt foarte importante pentru buna dezvoltare a copiilor, le dezvoltă mobilitate, echilibru, siguranță pe sine, capacitatea de concentrare și în plan fizic, rezistența la efort, forță, toate componentele. Plus de că care se oxigenează creierul și ești mult mai odihnit, ca să nu mai spunem că se declanșează și hormonul. Va fi, randamentul școlar va fi în mod sigur mai bun la copilul care practică un sport decât la cel sedentar. Dacă totuși copilul respectiv nu are unde să facă un sport, să spunem că e, nu știu, într-un oraș unde nu are acces la un sport pe care ar place să-l practice, măcar să iasă la joacă. Din păcate constat că s-a cam pierdut abilitatea asta, sau în fine, mediu de vină, așa, mare parte, mediu, nu mediu. Avem copii, nu mai unde să iasă să joace așa cum făceam noi când eram mici. Nici pe străduțele aparent liniștite nu poți să-ți lași copilul, da, să se joace, pentru că sunt destui de menți care trec cu mașinile în viteză pe străduțe, exact, care au și limitatoare de viteză. Aici e discuție, e foarte amplă și societatea nefiind civilizată, România fiind o țară subdezvoltată, evident că n-avem locuri special dedicate pentru copii. Cele câteva parcuri din București n-au cum să susțină, da, nevoia de joacă a copiilor din București. Bun. Spuneți că aveți copii. Ce vârste au? Am două fete, una de 3 ani și una de 7 ani. Să vă trăiască. Bun. Fac sport? Fac, cea mare face sport, gimnastică, dar la un nivel așa de începător, iar cea mică încă este micuță, nu? Însă suntem mereu la joacă, adică cât se poate încercăm să le scoateți în aer liber. Scoatem, dar da, bine, acum iarna, să zicem, e un pic mai dificil, dar nu e imposibil. Vara cel puțin ieșim în fiecare zi sau cele mai multe zile ale săptămânii sunt în parc la joacă. Ceea ce e un lucru foarte important. Cum putem, spuneți că sportul ne ajută, 150 de minute de sport susținut pe săptămână ne ajută ca organismul nostru să funcționeze 100%. Cum ajută totuși sportul să fii un om sănătos? Întărește sistemul imunitar? Habar n-am. Ce face? Efectele se reflectă la nivelul tuturor sistemelor organismului. Practic, faptul că îți supui organismul la un stimul venit din exterior, respectiv rezistența pe care o întâmpină atunci când ridici o greutate în mod repetat, să spunem cum faci antrenamentul la sală, sau capacitatea de a te deplasa în viteză, alergând o distanță mai lungă sau înotând, provoacă organismul să se adapteze pentru a face față acelui efort. Dacă îi dai stimulul respectiv într-un mod gradat, într-un mod gradual, să spunem, organismul răspunde printr-un mecanism de adaptare. Acest mecanism complex duce corpul la un alt nivel. Să luăm concret, dacă te duci la sală și faci antrenament cu greutăți, la început o să ți se pară greu să ridici 5 kg, să spunem. Făcând asta în mod treptat, de câteva ori pe săptămână, timp de mai multe săptămâni, organismul va induce hipertrofia musculară, adică își va dezvolta fibrele musculare în așa fel ca la un timp să constați că poți să ridici dublu greutății respective. Asta este o adaptare la efort. Înseamnă că organismul a devenit mai performant referitor la acel stimul la care i s-a dat. La fel și cu alergarea. La început, să zicem, poți să alergi 200 de metri și apoi ești terminat, obosit.
Făcând asta în mod repetat, alergi intercalând cu mers și alare și așa, organismul își dezvoltă capacitatea pulmonară, sângele, în sânge ai mai multă hemoglobină, inima își mărește capacitatea de a pompa sângele, mușchii devin mai rezistenți, articulațiile devin mai flexibile. Toate aceste adaptări apar în timp și în felul ăsta devenim mai rezistenți, mai adaptați la acel tip de efort. Și plecând din punctul A și ajungând în punctul B pe durata unor luni de zile sau ani, performanțele noastre fizice se îmbunătățesc uimitor, adică, de exemplu, rezistența la efort de tip anduranță, deci la alergare, se poate îmbunătăți până la de 2000%. Deci, asta înseamnă... Incredibil! Este incredibil, dar este un exemplu foarte clar, adică începi astăzi cu 200 de metri și abia poți să-i alergi și peste 6 luni poți să alergi un maraton, 42 de kilometri. Înseamnă dacă faci lucrul ăsta în mod evident, constant. Da, evident, după că urmezi un program de antrenament coerent și bine gândit. Dacă vrei peste două zile să alergi maraton, nu o să reușești niciodată. Cum v-ați făcut programul dumneavoastră de alergat la maraton? Ați început prin cei 200 de metri sau... Cam da, adică, bine, aveam oarecare bază făcând totuși fitness, însă dacă stau să mă gândesc, cred că mai mult de 2-3 km nu puteam să alerg la început. Și am început să cresc treptat volumul. Alergați asta... zilnic? Câte nu, minute sau cum? Zilnic ar fi frumos dacă aș putea să alerg, dar se întâmplă foarte rar să am așa mult timp. Cam să spunem 3, 4, 5 antrenamente pe săptămână reușesc să le fac. Practic, antrenamentul de maraton înseamnă, să zicem, 3 antrenamente medic, 10-12 km de alergare și un antrenament mai lung, 20 până la 35 de km, asta din când în când atunci când pregătești un maraton. Crescând treptat acest volum, volumul se măsoară în minute sau în kilometri pe săptămână. Începi în prima săptămână, zicem, cu 20 de kilometri cumulați, crești, 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 până ajungi să cumulezi, să zicem, 80 de kilometri pe săptămână. Ceea se întâmplă. Se întâmplă, da. Adică așa se pregătește un maraton, nu ai cum să-l... Nu poți, dacă alergi doar 5 km pe zi, 3 zile pe săptămână, nu ai cum să te gândești la un maraton. În mod evident. În niciun caz. Domnul dr. Șerban Damian, nutriționist sportiv, este astăzi alături de noi și ne vorbește despre cum să ne menținem sănătoși făcând sport. Ne întoarcem la copii, pentru că a spus că sunteți tată, aveți două fete, o fetiță de 7 și o fetiță de 3 ani. Ați observat schimbări în comportamentul fetiței care a început să facă gimnastică, deci face sport, probabil de 2-3 ori pe săptămână, în mod organizat, dincolo de joaca zilnică sau nu, în funcție de vremea de afară în momentul de față? Să spunem că e prematur să trag niște concluzii, pentru că n-a început de mult timp, dar în timp, când era la grădiniță, făcea dansuri. Dans, fine, venea un profesor de dans și făceau acolo. Am observat, în primul rând, o îmbunătățire a capacității de a-și menține echilibru, de coordonare, apoi, să spunem așa, o oarecare ritmicitate sau... O îmbunătățire la... Și au urechii muzicale, cu siguranță. Acestea au fost avantajele. În plus, a fost un bun mijloc de control al greutății, având un oarecare, să spunem, o oarecare predispoziție la îngrășare, pe care și eu am avut-o și pe care mi-o țin în frâu făcând sport în mod constant. Am putut să controlăm mult mai bine greutatea. Greutatea se controlează cel mai bine prin sport? Prin sport și prin alimentație. Sunt cei doi factori care determină. Deci, practic, intrarea, aportul caloric și consumul, respectiv efortul fizic. Sunt cei doi factori cu care putem să, la care putem să umblăm ca să putem să menținem greutatea sau să o manipulăm într-un sens sau în altul. Pentru cei care s-ar apuca de maraton, pentru cei care ar vrea să alerge sau ar avea întrebări pentru dumneavoastră, aș vrea să mai spuneți odată site-ul. Site-ul clubului este maraton.info.ro, iar pentru cei care vor să vină să discute cu mine personal, pot să găsească detalii pe site-ul meu superfit.ro, unde sunt informații despre deci cabinetul. Superfit.ro, acolo pot veni la dumneavoastră la cabinet pentru a ajunge să fie în formă. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de noi. Dragele mele, dragii mei, adriana.titieni@itibiti.ro, acolo aștept întrebările și semnalele voastre.